te rog să iei loc acolo. Dar ești foarte înghețat. Ai stat în frig? Dar ce e cu tine? Nu te simți bine? De 5 zile eu nu mai știu de mine, de capul meu. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu pot să fac nimic. Te văd acolo, scrie pe punga asta cu care ai venit, sărbători fericite. Mă, și în ea sunt dulciuri, sunt sucuri, sunt jucării pentru copil. Ai venit cu o plasă mare de hăinuțe pentru fetiță. Fericite pentru... Pentru mine nu mai există sărbători. Nu știu nimic de copilul meu. Nici poliția nu vrea să-mi dea detalii unde se află. A vorbit poliția cu maică sa, a scos-o de sub urmărire, dar eu nu știu nimic de copilul meu. Mi-a zis că pot să-l văd. Unde să-l văd? În poze? Stai puțin, Marian, hai, explică-ne. Tu ai vorbit cu mama fetiței, deci cu iubita ta. Da, m-a sunat astăzi cu număr privat. Nu, dar stai puțin, până astăzi, ca să înțeleagă lumea firul poveștii. Tu ai plecat în Anglia. Da. Ea a fost de acord să te duci să strângi bani pentru nunta voastră, da? Nu, am plecat în Anglia pentru ca să operez pe ea, să ne facem o casă, să facem și noi nuntă. Dar ea este bolnavă, iubita ta? Are miopie avansată. Miopie. Bun. Și ai lăsat-o cu fetița ta. Și trebuia să vii acasă de Crăciun și ai vrut trebuia să-i faci să o surpriză? Trebuia să vin pe 15 decembrie. Am zis să le fac o surpriză. Când am ajuns acasă, mi-au făcut ele surpriză. Mai pot, nu mai am forțe. Nu știu unde să mai mă duc. Dar ce ai aflat? Ce ți-au spus vecinii? Când a plecat? S-au suit. Duminică seara, maica s-a suit-o la tren. A venit acasă și au făcut bagajele. A venit doinși cu mașina, au luat-o, unde s-au dus, nu știu. Eu până astăzi n-am vorbit cu ea la telefon, nu mi-a dat niciun semn. Și astăzi mi-a zis că este în Ploiești. Ploiești e mare. Nu știu unde să mai alerg. Am pus anunțuri. Nu știu, astăzi m-a sunat. I-am cerut să vorbesc cu fata și nu m-a lăsit. Nu știu. Dar poliția știe de această situație? Poliția ce spune? Adică dacă a găsit-o, e clar că ai vorbit cu ea, da. Și e în viață, e sănătoasă. Nu nicio informație. Mi-a zis că o să-mi văd copilul. Unde să-l văd? În poze. Nu-mi dă o adresă să mă duc să-l văd. Măcar să aducă fetița la maică sa. Să mă duc să-mi văd fetița, să duc și eu ceva ce pot. Nu mai pot, nu mai am forțe. Nu-mi doresc dacă să termin cu viața asta. Nu, te rog, nu vorbi așa. Nu vorbi așa, că ai un copil de crescut. O să se rezolve problema asta. Pe mine m-a lăsat mama când eram mic și am încercat să le fac un viitor, să nu le lipsească nimic, că am fost crescut de mamaie. Mama a doua a murit de cancer, tata are cancer. Nu mai am pentru ce, nu mai lupt, nu mai pot. Păi tocmai ce spuneai, că vrei să-ți vezi copilul. Da. Păi pentru asta trebuie să mergi mai departe și să fii cât mai, cum să spun, mai liniștit și împăcat cu gândul că tu trebuie să fii în continuare capabil să fii liniștit tocmai pentru acest copil. Da, stai puțin, poliția a găsit-o pe mamă, da? Da. Ai vorbit cu ea la telefon. Ce ți-a spus ea? Că e în Ploiești, e fetița bine. N-ai întrebat-o, dar unde ai plecat? Ba ce, da. Ai plecat? Unde ai plecat? L-am bătut-o, credeți-mă. Mă purtam cu ea mai rău ca cu un ou. Era ținută în puf, nu-i juram, nu-i făceam nimic. N-am atins-o cu un deșnat. Și nu ți-a zis unde a plecat? De ce a plecat? De ce în Ploiești, nu mi-a zis. În Ploiești, Ploiești e mare. Și poliția de ce refuză să-ți dea detalii despre copilul tău? Tu ești tatăl ei în acte. Nu poate să-mi dea o adresă, nu vrea să-mi dea o adresă. Dumneavoastră sunteți în acte tatăl copilului? Da. Adică sunteți trecut la tată? Da, sunt trecut. Sunteți trecut dumneavoastră. Da, eu înțeleg de ce nu vrea poliția. Probabil că soția dumneavoastră a cerut să nu îi se dezvăluie locul unde a plecat. Acum, domnul Marian, vorbind, aveți 25 de ani, nu mai vorbiți prostiile alea. Noastră sunteți la începutul vieții și aveți și un copil de crescut. Părerea mea este că doamna nu vă merită.
Pentru că dacă vine cineva acum sau dă telefon care vă cunoaște sau v-a cunoscut familia și o să spună că, nu știu, vă purtați urât sau o băteaza, o să-l desfid, nu o să-l cred și o să-l trimit la plimbare. Văd că aveți brațele pline cu dulciuri și cu cadouri, tocmai pentru că iubiți. Nu vă merită. Uitați-o. Domnul Marian, da, hai să încerca să... Când vorbiți cu soția la telefon, explicați că trebuie să vă vedeți fetița. Vedeți la o învoială. I-am explicat, nu am cu cine să vorbesc. Deci credeți-mă. Stai puțin. Abia astăzi, e clar că abia de astăzi încolo, mult mai multă lume o să afle despre dispariția fetiței tale. Tu ai venit și la noi la emisiune, ai venit cu bagajele. Uite... Of, Doamne, e îngrozitor. Uite, stați. Sunt afișele făcute de el. El a împărțit aceste afișe cu fetița lui. Uitați-vă, dacă o vedeți, sunați. El a făcut, tatăl a făcut aceste afișe. Cum o fi să-ți pui poza fetiței tale și să scrii deasupra dispărută fetița ta? Uitați-l, dispărute. Hai, te rog. Beți un pic de apă, dă-i Paula un pic de apă să liniștească. Marian, hai, liniștește-te puțin. Hai să ne liniștim, pentru că dacă tu ne dai mai multe detalii, poliția o să vadă situația, o să vedem și noi ce detalii avem de la corespondenții noștri de acolo din Ploiești și o să se rezolve. Un copil nu poate fi ținut de parte de tatăl lui. Nu există niciun motiv, cred, și nu are nimeni dreptul să refuze să-ți vezi familia. Domnul Marian, vreau numai să te rog. Nu pot să mă lupt, nu știu deci, Marian, cine să lupt, nu știu, da. Credeți-mă. Uitați-vă. Domnul Marian, se spune despre bărbați că ei conduc războaiele pentru că sunt mai raționali și mai puternici decât noi. Prin câte am trecut în viață, nu mai am fort. E adevărat, dar acum lupta este pentru copilul dumneavoastră și trebuie să facem. Până câte ați trecut prin viață până la 25 de ani? Deci, uitați-vă, nu, sunteți la începutul vieții. Deci exact astfel de jucării pentru 2 ani, astfel de jucării cumpăr eu, cu doctorița Plușica, cu truse medicale, cu... Mirela, ce trebuie. Mirela, numai faptul că s-a dus tocmai în Anglia să-și rupă cârca ca să aibă ce le pune pe masă și să construiască o casă. Domnul Marian, doamna asta a plecat la vreunul de pe Facebook, probabil. Da, aici cred că trebuie să caute. Dacă are mintea la el și se uită acum la televizor sau vreun neam de-al lui și vă vede în situația asta, va ști ce-i de făcut. Dar tu plângi pentru ea sau pentru fetiță? Pentru fetiță, ea nu mai există. Viața mea nu mai există dacă fetiță... Domnul Marian, există și o să o vedeți. Că e dreptul dumneavoastră. Credeți-mă, nu vreau să o mai văd. Pe soție? Da. Soția, v-am spus din prima, fără să știu dacă o mai iubiți sau nu,